Zeci de credincioși au participat în Baia de Aramă la hramul bisericii aflată sub ocrotirea Sfinților Părinți Ioachim și Ana. Slujba a fost săvârșită de un sobor de preoți, alături de care s-a rugat și preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Apropiați-vă către dânsul și vă luminați. Hramul bisericii din parohia ortodoxă Baia de Aramă este sărbătoarea Sfinților Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria. Cu prilejul acestei sărbători, zeci de credincioși au venit să se roage. Mi s-a părut slujba de astăzi față de alte slujbe de duminica de la biserică? Ceremonial deosebit la astfel de slujbe. E o parte din liturgia care se săvârșește la către Părintele Duhovnic, dar asta e specială. Foarte frumoasă. O slujbă de rang înalt când participă atâția preoți, mai ales și cu preasfințitul. Da, da. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, alături de un sobor de preoți. Este un prilej de meditație pentru fiecare dintre noi să medităm la Evlavia și la rugăciunea multă pe care au săvârșit-o toată viața părinții născătoare de Dumnezeu, părinții pururea Fecioarei Maria, pe care îi auzim pomeniți la sfârșitul fiecărei slujbe. Învățăm de la Sfinții Ioachim și Ana că toți trebuie să avem multă și îndelungă răbdare, pentru că ei asta au avut. Au avut fidelitate unul față de celălalt, pentru că așa cum zicea preasfințitul părinte Nicodim, în vremea aceea, în mentalitatea din lumea aceea evreică, soția care nu avea copii putea să fie lăsată de către soț, însă ei doi atât de mult s-au iubit că au rămas împreună până la capăt. Credincioșii s-au rugat pentru pace, pentru sănătate și liniște sufletească.